v-am găsit la Among Us cu familia Iancu și de data asta, băieți și fete, este o ediție foarte, foarte specială pentru că toată familia Iancu este prezentă în acest lobby de Among Us. Deci sunt eu, soția mea Magdalena, Izabela Răzvan, bunicul și bunica, adică mama și tata și Lorena, fraților. Și vom da niște meciuri de Among Us foarte, foarte tari, iar cel care va juca cel mai bine, adică impostorul care va câștiga cele mai multe meciuri, va primi $100 la finalul episodului, adică eu, Izabela, nu știu ce să zic scumpo. Însă, băieți și fete, haideți să vă zic care este treaba cu acest episod. După cum știți, drăguța de Lorena nu prea poate să vorbească, băieți și fete. Nu prea știe să vorbească pentru că abia s-a născut. Și ideea e, fraților, că teoretic dacă ești impostor, poți să omori pe cineva în fața lui Lorena, ia să dea report și ia gen, ia ce zice, că poate să zică doar ue, 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 adică nu poate să zică nimic. Asta e un fel de life hack pentru impostori. După cum puteți vedea, jucăm și cu moduri și setările pe primele meciuri. O să fie așa, o să pice 100% un medic în echipa de crewmates. Nici eu nu știu ce să vorbesc, omorâți și în fața mea. Da, Izabela, văd că face o psihologie inversă. Deci pe lângă băieți și fete, rolul de crewmate, rolul de medic la crewmates, o să mai existe și rolul de jester, da, care trebuie să fie al treilea impostor și să fie dat afară. Bun, hai să vedem care-i treaba, o să dăm start, o să ne jucăm pe The Skill la început, vedeți, toți suntem așa detectivi, toți vrem să aflăm adevărul, băieți și fete, știți că eu întotdeauna câștig la Among Us când sunt crewmate, adică când fac pe detectivul, la impostor e mai greu, însă în general toată lumea atrișează când sunt eu impostor. Bun, sunt crewmate. Am rolul ăla de medic? Nu, sunt un crewmate normal, bun. Deci, începem Chilianis, da? Începem Chilianis. Aici este toată lumea, bun. Mi-e destul de frică, uite-o pe mama. Știți că mama întotdeauna pică ea impostoră. Eu aici, băi și fete, uitați-vă, îmi fac ăsta. Haideți să vedem, bun, deci sunt doi în medbay, doi în admin, cafeteria, upper engine, doi iar în cafeteria, shields, upper engine. E destul de complicat, bă, băi și fete. Cred că o să mă duc în electrical, pentru că cineva probabil o să dea luminile și o să trebuiască să le fac. Eu o să stau aici, în electrical. Nu! Uite-o pe Magdalena. Ce caută Magdalena aici, bro? Ce caută Magdalena acolo, bro? Ok, mi-e destul de frică, fraților, n-am să vă mint. E nașpa că vedeți că avem și setările astea mai tryhard, în care nu poți să vezi, gen, uitați-vă, vedeți ce rază de ăsta am. Ok, hai să mergem rapid în admin. Nu fac task-ul ăla, merg în admin. E cineva în admin? Oh, shit, e multă lume în admin. 4 oameni în admin, unul în security, unul în weapons. Ah, ok, bun, deci toată lumea este în viață. Asta e în storage. S-a întâmplat ceva în storage? Ok. Haideți să vedem care trebuie. Aici trebuie să fie 2, nu? Hopa, unde sunt? Oh, e doar Izabela! Unde e cealaltă persoană dacă doar Izabela aici? Mamă, vă vei șede. Deci primul vei se pare că se lasă cu niște... No. Ok, uite-o pe Lorena cu tata. Așa. Primul meci, băieți și fete, deja se lasă cu mistere mari momentan. Impostorul nu a făcut niciun kill. Se fac task-urile, bro. Ia, hopa. Cineva a ieșit de pe camere. Înseamnă că e cineva la camere. Hopa, Magdalena, ok. Ha. Cineva o fi că... Ok, nu, Răzvan era acolo. Bă, impostorul nu face niciun kill, fraților. Impostorul momentan e cam vai de capul lui. Sper să nu mă ia fix pe mine primul. E suspect greu de tot. Asta e să mă bag eu rapid pe camere. Hopa. Hai să vedem ce găsim pe camere. Uite-o pe Magdalena. Așa. Răzvan, Izabela. Bă, ciudat, fraților. Deci nu se face niciun kill. Ok, haideți să mă duc să trimit task-urile, bro. At this point, asta trebuie să fac. Să mă duc să trimit task-urile. Pentru că nimeni nu face niciun kill. Ok, să mă duc să fac light-ul. Fac rapid light-ul să nu se poată face vreun kill. Eu sunt salvator. Uite-o și pe Magdalena, uite-o și pe tată, uite-o și pe Izabela. Monstru, oare Izabela? Sunt oare Izabela? Oh shit, fraților, bă, am emoții, bă.
Bă, cine joacă impostor? Bă, e frică să facă un kill, bro. Bă, și ciudat că suntem și 7, gen, adică... Bă, poți să faci un kill fără să te prindă cineva, știi? Zic că suntem 7 oameni, bă, frate. Bun, și mai trebuie să fac taskurile navigation. Ok, Magdalena, bun. Deci se pare că nu s-a făcut niciun kill. Holy shit! Ok, faceți taskurile. Magdalena e, mai sunt 3 taskuri. Las că vedem ce o să fie. Faceți taskuri. Da, eu mai am 2 navigation. Să vine cineva cu mine navigation, să nu mă moare impostorul. Se pare că avem un impostor foarte slab. Ultimul impostor, băi și fete. Probabil e Magdalena. Bă, toată lumea are ceva cu Magdalena. Ok, dați skip, let's go, dați skip. Toată lumea să voteze skip ca să nu existe surprize. Toată lumea să voteze skip. De control, hai să vedem. Bunicul votează și tu. Oh, shit, 2 voturi pe Magdalena. Cum ar fi să fie Magdalena? Dar nu cred că Magdalena joacă atât de slab, bro. Deci, bă, cred că eu mai trebuie să fac taskurile, fraților. Eu cred că sunt ultimul care mai trebuie să facă taskuri. În rest, toată lumea și le-a făcut. Eu sunt ultimul frere care trebuie să le facă. Adică... Ok, și cred că nici măcar n-au timp ăștia să mă moare. Ok... Gata. Let's go! Oh my god, cine a fost? Oh my god, bunica a fost... Ok, fraților, tradiția continuă. Mama e cel mai prost impostor. Tradiția continuă. Băi, mama, n-ai putut să faci un kill? Un mes slab? Ce mes slab, bă, mama? Păi era greu să fac crize. Deja Isabela se nervează, știți că mama pică întotdeauna. Păi era greu, cum era greu? Suntem 7 oameni. Suntem 7 oameni. E mult mai simplu să faci kill-uri decât înainte când eram 6. Jesus Christ. Ok, frate, haide să mai dăm un meci. Bă, deci nici un kill, frate, n-am câștigat la task-uri. Insane. Ok, hai să continuăm așa. Toată lumea să-și facă task-urile. Bă, este absolut insane. Lorena a picat jester, bă, băi și fete. Hai să vedem eu ce pic. Oh, eu sunt jester acum. Holy shit. Neutral, oh my god, eu sunt jester. Deci, eu, băi și fete, trebuie să mă comport foarte, foarte suspect. Ok? Asta este targetul meu, să fiu foarte, foarte suspect. Așa că o să mă duc lângă mama. Ok, lights-urile. Ah, eu văd. Ok. Este, sunt curios acolo ce se întâmplă. Între Răzvan și Izabela. Sunt curios ce se întâmplă între Răzvan și Izabela. Fraților, deci trebuie să mă dau într-un fel de gol când vorbesc. Ok, Izabela e acolo, sta feca. Hopa, cine e aici? Hopa! Un corp. Hopa! A murit Lorena! Eu am fost afecat, dar Izabela a fost afecat, am văzut-o eu. Unde s-a găsit corpul, Răzvane? S-au dat luminile, eu eram în admin. Eu eram în cafeteria. Și am văzut-o pe Izabela cum era afecat și l-am văzut și pe Răzvan cum stătea lângă Izabela. La intrare în med... păi Răzvane, tu după te-ai dus în med, adică de ce te-ai dus acolo? Adică tu erai singurul care s-a dus acolo. Izabela era AFK, nu am intrat, bro. Nu mă la pe mine cu bro. Eu zic, băi, și fete că e Răzvan. Adică ați văzut cum... Că toată lumea e Marius, nu sunt eu. Toată lumea s-a dus jos. Ascultați-mă că nu sunt eu. El e 100%, eu îl bătesc pe el, băi, și fete. El e 100%. Tu te-ai dus în stânga... și toată lumea s-a dus în jos. Eu eram în cafetărie, tu te-ai dus în stânga. El e 100%. Răzvan a fost dat afară, băi și fete. Haideți să vedem dacă el era impostor. Haideți să vedem. A fost medicul. Holy shit. Ok, bun, băi, și mamă, ce bine că nu era impostor, pentru că eu sunt jester, fraților, eu trebuie să fiu dat afară. Eu sunt jester, holy shit, ce bine că nu era impostor. Holy shit, ce bine că nu era impostor, că eu sunt jester, fraților, mamă, deci m-am panicat puțin. Eu chiar credeam că el e impostor, m-am panicat, vă zic sincer. Cred că Magdalena e, sincer, fie vorba între noi, cred că e Magdalena, fie vorba între noi. Opa. Izabela, ok. Izabela și Magdalena s-au dus în partea stângă. Hopa, nu-i nimeni aici. Ambele la security, cineva upper engine. Lower engine. Cafeteria. Electrical security, cineva. Nu știu ce să zic.
No. No. Oh my god, bro. Bă, cine e impostorul, frate? Eu sunt gestor, trebuie să fiu dat afară. No, no, no. Ok, lights-urile, mă duc să fac rapid lights-urile. Ok, Isabela a fost omorâtă. Wow, deci am văzut-o pe Isabela din iauri. Unde era? Mama, unde ai găsit corpul? Mamă, câtă lume a murit! Când intri în cafeteria... Când intri în cafeteria din stânga sus... E imposibil. Pentru că ea s-a dus în jos. Era un turnet, am văzut buton report și am dat. E imposibil, pentru că ea s-a dus în jos. E imposibil. Era fix acolo. E imposibil. Eu zic că e bunica. Cum să fie imposibil? Eu te votez pe tine, bunica. Îmi pare rău. Te votez pe tine. Madalena, ce ai votat așa rapid? 100% bunica e. Erau două kill-uri. 100% bunica e. Tu care de obicei stai și te gândești, tu ești, termină cu prostiile astea. Acum votez instant, bravo, ai câștigat. Tu ești. Easy, let's go, băi și fete, let's go. Bun, am jucat-o pe Magdalena pe degete, ca de obicei, cum fac eu totdeauna. V-am zis, băi și fete, că asta e tactica, bă. Când Magdalena nu vorbește nimic, e clar că ea e impostoare. Tu erai impostoare, Magdalena? Oh, da, ok, și-a făcut pe interesanta. GG, easy win. Easy win, Magdalena, a fost dat afară. GG, băi și fete. Ha, ha, ha. Nu am luat-o în jos atunci. Știu că n-ai luat-o în jos, am mințit-o totdeauna. Oricum am câștigat, practic. Nu, n-ai câștigat, eu am câștigat. Pentru că eu sunt jester, eu am câștigat. Bun, hai să vedem. Am făcut 4 kill-uri, degeaba, Magdalena. Degeaba și ai făcut... Da, ai făcut 3 kill-uri, degeaba. Degeaba că trebuie să câștigi, învață să mai joci, corect. Bun, fraților, și n-ai făcut 4 kill-uri. Ba nu, ai făcut 3 pentru că pe Răzvan l-am dat afară. L-am dat afară că am zis eu că e impostor. A, da, bun. Băi și fete, mai dăm un ultim match pe The Skilled. Easy peasy. Bă, cum am câștigat-o pe asta? Bă, mă duce capul, fraților. Băi, ați văzut? Bă, sunt cel mai bun. Deci până acum, fraților, eu nu m-am câștigat toate meciurile, da? Deci până acum, și ca și crume și ăsta, acum e momentul să pic impostor. Ar fi trebuit să am ceva noroc, fie vorba între noi. Sunt și crume normal, bă, mai bine decât să fiu medic. Medicul, din câte știu, băi și fete, are acces la vitale non-stop. Cam asta că e key-hazul la el. Are acces la vitale non-stop. Bun, hai să vedem care-i treaba. Era clar că e Magdalena, băi, și vede, pentru că Magdalena, când ea nu știe să blafeze, ea nu zice nimica, știi, când e. Adică ea nu se gândește deloc. Așa că am făcut o psihologie inversă, da? Și am enervat-o pe bunica, ca bunica să mă voteze pe mine. Era foarte nașpa, băi, și fete, dacă bunica o vota pe Magdalena. Era nașpa rău de tot. Mama, cum a crezut să mă moare cineva? De ce nimeni nu face lights-urile? Bă, băi, și fete, când m-am dus eu să fac lights-urile, se făceau instant. De ce acum nimeni nu le face? Când m-am dus eu să fac lights-urile, se făceau instant. De ce nimeni nu le face, bro? Bă, când m-am dus eu să le fac, erau instant făcute. Oh my god. Dead body report. De ce nu s-au făcut lights-urile? Holy shit, cât a durat. Oh my god. A făcut 2 kill-uri. E Magdalena. Ok, deci, hopa. Isabela, de ce spui asta? Ok, deci... Ca așa zic, băi, ia fi mai respectoasă. Veneam spre lumini, așa, și am găsit kill-ul fix la intrare. Isabela, tu unde erai? Veneam să le fac. Weapons. Ce căutai la weapons? Că am văzut că nu le făceați, da, nici eu. Făceam task-uri. Răzvane, tu ce făceai? Veneam de la admin. Păi și tu te-ai uitat pe admin? Adică ai văzut dacă era cineva? Dar ce-ai făcut acolo? Ce-ai făcut la admin? Am făcut cablurile. Bă, băi și fete, eu zic Isabela, că 100% nu era la navigation și minte. Așa zic, prea mare coincidență. Totdeauna când un băiat, un impostor nu e undeva, zice, oh, eram la navigation. Deci acuz fără motiv, ți-a zis motiv, eu cred că ești tu, ai fix la navigation.
Lorena votează cum știi tu. Hai să vedem, băi și fete, dacă am avut dreptate sau nu. Haideți să vedem, let's go. Oh, nu. What? De ce nu? Ok, cred că Izabela și-a dat ceva abilitate sau ceva. Nu știu de ce n-a fost ea dat afară. Ea a fost votată. De ce n-a fost ea dat afară, bă, băi și fete? S-a dat skip. De ce nimeni nu vine să facă astea cu mine? Păi, și vede, de ce s-a dat skip? Oh my god, mă moară Magdalena, oh nu. Oh my god, de ce s-a dat skip? Ok, e foarte bine, dar cum s-a dat skip? Cum s-a dat skip la chestia asta? Cum s-a dat skip la chestia asta? Cum e killed by Magdalena? Jester, mamă, tata era Jester, killed by Magdalena. Asta e detectiv, Răzvan, holy shit, bar trebuie să fie... Oh my god, îl omoară și pe el. Oh my god, îl omoară și pe el. De unde e Izabela? Izabela a fost dat afară? Magdalena a fost... Da, Izabela a fost dat afară. Ah. Izabela... Ok, cred că Izabela a ieșit, băi și fete, că altfel nu-mi explic ce a fost bug-ul ăla. Magdalena a câștigat că s-a trollat, ai hack, da, Izabela a trollat și a bătut joc și Magdalena a câștigat. Nu mai joc în viața mea. Băi și fete, Magdalena ca de obicei întotdeauna când ea câștigă, când se întâmplă un bug, când iese cineva din joc, altfel n-are cum să câștige, ați observat? Bun, hai să dăm start. Nu a fost bug. Păi nu, a ieșit cineva din joc, asta am zis, oricând iese cineva din joc, oricând e un bug. Mamă, băi și fete, trebuie să omori pe Magdalena. Până acum ea conduce, bro. Adică eu am câștigat și ca Jester și asta e, dar până acum ea e cea mai bună ca a câștigat ca impostoare. Acum eu iară sunt Jester, bro. Bă, dacă aș câștiga de două ori ca Jester, ar fi ca și cum aș câștiga ca un impostor. Bun, hai să vedem care-i treaba. Îmi place că am viziunea asta la Jester, de văd toată harta. Hai să vedem. Magdalena stă acolo. Uite și pe Izabela. Uite și pe Lorena, băi și fete, Lorena nu prea ce să zică. Oh my god, cred că Lorena e. Oh my god, cred că Lorena e. Ce-a fost task-ul ăla, bro? Ce-a fost task-ul ăla, fake? A fake-uit un task Lorena, fraților. Cred. O să mă uit numai pe Magdalena să văd dacă face ea ceva. Fă comsurile, Magdalena. Lasă că le face Magdalena. Mă uit numai pe ea, să fiu sigur. Cineva să le facă și acolo sus. Eu aici, băi și fete, sunt... Hopa! Bunica! Ok. Bun. Haideți, băi și fete, să vedem care-i treaba. Deci, până acum nu-l văd pe Răzvan și pe tata. Haideți să vedem care-i treaba. Eu mă uit la Magdalena, fă-ți-o să nu cumva să facă ceva. Uite-l pe tata! Mă, și-a dat vent aici, acum a ajuns acolo. E tata 100%. E tata 100%. Și-a dat vent. E tata, votați-l pe tata, el e 100%. Votați-l pe el. El e pentru că eu am stat toată în laborator. Da, eu am stat toată harta în mijlocul, pe holul ăla. Și tu ai venit de jos, n-aveai cum să vii de jos. Ți-ai dat vent acolo, că altcumva n-ai cum să vii de acolo de jos. Am văzut că ai stat acolo, da, exact, și el a venit de sub. El a venit de sub, dar s-au dat coms. Și? Eu acolo eram. Nu am mai văzut după pe chestia aia. Păi, domnul Adrian, nu contează. Eu zic că el e 100% pentru că el a venit de jos. Cum ar veni? Tot ce spui? Opa, e astăzi, băi și fete. Să-ți spui că acum e ceva ciudat, Magdalena. Magdalena votează așa, fără să ne întrebe nimica. Tata, spune, voi ce părere aveți? Izabela, mama. Ca știți, băi și fete, că când Magdalena... Eu n-am văzut nimica, eu doar am zis că n-am văzut pe chestiile alea. Da, Magdalena, dar nu te-a întrebat nimeni că n-ai văzut pe chestiile alea. De ce n-ai spus asta?
Izabela, tu ce zici? Ue, 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 ue. Eu zic să te dăm pe tine. Ia votează-mă pe mine dacă ai tupeu. Doamne, frate-o, bă, e bunicul 100%. E bunicul 100%. Frate-o, bă, ce prost bă, voi ați văzut? Era să... Gen, eu chiar voiam să-l dau pe bunicul afară. Eu am uitat că eu sunt jester, bro. Eu am uitat că eu sunt jester. Deci trebuie să stau departe de bunicul, bro. Trebuie să stau departe de bunicul. Eu am uitat că eu sunt jester, man. Eu sunt jester. Trebuie să stau departe de bunicul, bro. Izabela, ea e sută ăsta. Eu trebuie să stau departe de bunicul, bro. Magdalena n-are cum să fie, că ea a fost non-stop acolo, așa că stau lângă ea. Haideți să vedem. Ok. Bunicul e, deci tata e 100%, el e, fraților, da? Deci nu există motive de altceva. El e. El e 100%. Uite-o pe Magdalena cum se uită acolo. Uite-o pe mama. Ok. Ce face mama jos? Face task-uri. Ai cam dat fake la ăla. Ia stai că fiți atenți acum. Cine l-a găsit? Bunica. Auzi, bunica, am o întrebare. Tu ce-ai făcut în med? Că te-ai dus și te-ai întors în 2,3 secunde. Task! Ce task ai făcut că te-ai întors în 2,3 secunde? Că ăla la med bay trebuie să stai acolo puțin. E task-ul ăla de doar da un click. E legat de lights. Nu știu ce să zic, băi, și vedem. Nu știu, poate e, habar n-am acum că mi-a zis. S-ar putea. Da, un click se face chestia aia de pe verticală, pe orizontală. Ok, am înțeles. Unde e kill-ul? Unde e kill-ul? Unde e kill-ul? Când intri în decontamination. Acolo s-a dus Lorena, bro. What? Acolo s-a dus Lorena. Era fix după ușă. Lorena s-a dus acolo. Ue, 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 ue. Să fie Lorena, băi și feme? Eu cred că Lorena e, fie vorba între noi. Eu o să votez pe Lorena. Eu zic că Lorena e. Să fie bebelușul ucigaz. Marius, tu de unde veneai acum? Eu doar am stat pe acolo. N-ai de ce să mă acuzi pe mine. Hai, lasă-ți treaba. Lasă-ți treaba. E Lorena 100%. Te-am întrebat doar. Bă, de ce mă votează pe mine? 100% e Lorena, băi și fete. Doamne. Aaaa, băi, și da, a zis cine simțit a fost cu Magdalena. A zis cine simțit am fost cu Magdalena. Bă, ăsta e planul cum ar veni. E tata, bă, 100%, ești nebun. E tata, 100%. Dacă mă prinde tata, sunt mort, bro. Tata e. Trebuie să fiu dat afară, bro. Reactor, ok. Hopa, ce se întâmplă aici? Uite, bă, la reactor, Madalena. Ok. Haideți să vedem. Uite-l pe tata, pentru că omor pe cineva, bro. Omor pe cineva. Ba nu, n-a omor pe nimeni, ok. Ha, nu a omorât pe nimeni. De ce oare s-ar fi dus acolo? Asta e, să mergem, mergem toți. Haide, bă, să mai facă tata vreun kill. Fac ăsta. Ok. E tata 100%, bro. Ce faci? Uite, dar are task-ul ăla într-adevăr acolo. Ia stai că mă duc aici, ia stai. Să-l omoare pe, să omoare pe, pe Lorena și după să dăm vina pe, să dea vina pe mine.
Unde-i tata, bă, bă, ăsta și-a dat vent iară. Doamne, iartă-mă. Ăsta și-a dat vent iară, ăștia câștigă la task-uri, bro, nu vine să cred. Ăștia câștigă la task-uri. E, tata a făcut kill în fața mea. Tata a făcut kill în fața mea, dideori. Tata e. Bă, cum am spus la început. Tata e. A făcut kill în fața mea. Dați-l afară, tata e. Ai făcut kill în fața mea. Nici nu te-am văzut. Nu, 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 nu m-ai văzut, sigur. Sigur nu m-ai văzut, sigur nu m-ai văzut. Cum să fie în fața ta? E sus kill-ul, nu? Da, da, da. Acolo sus este. Tata a făcut kill în fața mea, am văzut clar. Madalena, Lorena, votați. Tata e 100%. Lorena votează. Doamne, de ce m-ați votat pe mine? De ce m-ați votat pe mine? N-are niciun sens. Marius Iancu, 10.000 IQ, băi și fete. I-am jucat pe degete pe toți. Deci din prima mi-am dat seama că e tata, de era clar. Însă a trebuit să joc la un nivel înalt. De ce l-ați votat pe el? M-au votat oare de ce? Pentru că, bă, mi-a mers mintea, băi și fete, n-am prea suspect. Unii oameni au cap să nu le plouă în gât. Da, bă, ăștia de poartă culoarea verde. Totuși, Magdalena, eu nu înțeleg de ce, gen, cum tu, nu ai, adică eu am acuzat pe absolut toată lumea din meciul ăsta, numai că tu ai zis nimic, tu, eu eram, da, e ăla, Lorena e bunica de fapt, toată lumea era, dar desigur, ai acuzat doar pe bunicul care chiar era, ba nu, după am acuzat-o pe Lorena, după pe bunica, păi eu nu te-am votat, păi da, dar na, nu știu de ce. În fine, băi și fete, haide să dăm cu următorul game, let's go, toată lumea să fie pregătită. Haideți să vedem, frate, următorul game tot pe Mira HQ. Crewmate în continuare. Bă, frate, am două win-uri la Jester. Momentan eu sunt cel mai bun, după părerea mea, și zic. Adică am două win-uri la Jester. Eu sunt cel mai bun. Magdalena are un win la impostor. Dacă fac și eu un win la impostor, voi câștiga cei $100, fraților. Dacă fac și eu... Ah, ok, Lorena, cred că i-a dat crash sau ceva. Ok. Hai să vedem care-i treaba. Ok, deci Lorena nu era impostor. Răzvan e aici, fraților, e foarte suspect. Ce face Răzvan acolo să se asigure să mă duc în cafeteria? Oh, no, aici e tata. Și s-a făcut vreun kill? No, 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 sunt lights-urile jos. Și Izabela mă omoară primul pe mine. Ok, fraților, ok. Ia uite-l pe Răzvan. Deci Izabela mă omoară primul pe mine. Ok, deci Magdalena era pastea. Habar n-am cum se folosesc chestiile astea. Sunt curios dacă... But what? Ah, ok, Răzvan e jester. Deci Izabela mă omoară primul pe mine. Hai să vedem, fraților. Hai să vedem care-i treaba. Unde? Mamă, deci Răzvan e jester. El într-un fel trebuie să o dea ca și cum el e impostorul. Hai să vedem. Aici e ceva greu pentru Răzvan. La intrare în storage. La intrare în storage. Haideți să vedem. E ceva greu pentru Răzvan aici, fraților. A, e bunicul. Mamă. Magdalena trolează. Oh my god, Magdalena trolează. Magdalena trolează. Bunicule. Magdalena trolează. Păi m-am uitat pe chestiile alea. Magdalena trolează, fraților. O ajută pe Izabela să câștige. Și s-a dus în dreapta. Tu unde erai, tinere? Da, m-am dus. Oh my god, Magdalena trolează. Și trebuia să apară că se întoarce din dreapta. Dar și-a dat vent. Ok, cred că Magdalena nu știe să se uite pe chestiile alea. Că a apărut direct în stânga. Votați. Răspunde la întrebare. Oh shit, bro. E Izabela, man. Și îl dau afară pe bunicu. Uite că... A, bunicu, ok, a votat-o pe Magdalena.
Doamne, Magdalena nu știe să se uite pe chestiile alea, bro. De ce se uită pe chestiile alea dacă nu știe? Cum adică? Holy shit. Nu înțeleg, bă, băi și fete, care-i sensul. Că, că Isabela e impostoarea. Băi, eu n-am picat impostor deloc, vă dați seama. Isabela e impostoarea, bro. Ok. Pe cine o să omoare? O să omoare pe Răzvan, care e The Jester? Da, l-o omoare pe el. Cum ar fi, băieți și fete, ca Isabela să fie atât de low IQ încât să omoare pe cineva și să dea vina pe Răzvan și Răzvan să piardă? Ar fi tare, rău de tot. Ar fi amuzant, uite, Isabela, uite... Doamne, uite, Isabela pe acolo... Magdalena e singura mea speranță, bro. Ok, acum Isabela urmează să o omoare pe mama, nu? Da. Ok, și fii atent că acum Răzvan găsește corpul. Fiți atenți că găsește corpul Răzvan și dă vina pe... Dă vina... Oh my god, Răzvan trolează, oh my god, Răzvan trolează. Fiți atenți, băi și fete, că o să dea vina pe Răzvan, fiți atenți. Fiți atenți că Isabela pierde în ultimul hal. Fiți atenți că dă vina pe Răzvan și bate joc de meci. Deci nu vine să crede, fiți atenți că așa o să fie. Hai să vedem. Pa, Isabela! Ok, deci cum o dai? Isabela pierde! Pa, Isabela! Cum o dai? Isabela pierde! Mamă, Răzvan nu spune că trolează. Deci ce, bă, Răzvane? Ok, dar na, el... Pa, Isabela, e Magdalena, deci nu vine să cred, bro. Răzvan votează Isabela. L-am găsit fără... Eu sunt medic. Așa a făcut și cu bunicul. Eu sunt medic și nu era. Holy shit. Răzvan, singura tactică ar fi să se voteze pe el singur. Magdalena, tu unde erai? Na, Răzvan nu poate să dea vina pe Isabela că e jester. Răzvan a votat. Magdalena a fost dat afară, deci eu nu înțeleg. Răzvan care-i... Răzvan nu știe să joace. Și Răzvan, din nou, premiu pentru cel mai prost jester. Care era logica să dai afară pe Magdalena, Răzvane? Că tu ai pierdut. De ce nu te-ai votat pe tine, Răzvane? Nu era mult mai logic să te votezi pe tine? Zero creier. Cel mai bun impostor din oraș, cel mai prost impostor. Magdalena, eu nu știu de ce te uiți pe chestiile alea, ca bar n-ai să le citești. Pentru că a zis că îi cumpără bilet. Ce bilet îi cumpără la un festival? Doamne, iartă-mă. Isabela, ce să cumpere Isabela că mănâncă de pe jos? Având un meci, Răzvan. Să intre și Lorena... Mă duc cu Isabela la un festival, da, vezi să nu. Să intre și eu m-am uitat bine pe alea. Ba nu, Magdalena, nu te-ai uitat bine. Pentru că bunicul nu era acolo. Bunicul nu era acolo. Nu o să mai mergem la școală o săptămână. Ba da, o să mergeți. Haide să așteptăm, băi și fete, să intre și Lorena. Ok, băi și fete, și începem pe harta Polus. Harta mea preferată, bro. Let's go! Meciurile astea sunt câștigate de mine. Crewmate, holy shit. Bă, deci până acum Isabela și Magdalena au câștigat o dată la impostori. Am câștigat de două ori ca jester. Dacă eu voi câștiga ca... Ok, nu știu ce se întâmplă acolo. Cineva a dat niște fake-uri. Dacă eu voi câștiga ca și impostor oficial, eu am jucat cel mai bine. Dacă voi câștiga ca și impostor. Ok, să vedem care-i treaba. Eu încerc să îmi fac task-urile cât de rapid se poate. Nu. Oh, shit. Câte task-uri am aici, bro. Empty garbage. Să le umpul pe astea. Ok. Asta le băgăm cu O2. Bun, hai că facem task-urile, face, să nu ne omoare cineva, asta e problema. Facem task-urile doar să nu ne omoare cineva. Bun, și atâta. Bun, și acum mai am un singur task de făcut.
Oh my god, oh my god, de fapt, mamă, unde trebuie să mă duc să fac ăla, bro? Uite-o pe bunica. N-a murit nimeni momentan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 report, 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 report. Report, Magdalena. Magdalena este moartă și eu am raportat. Eu am venit spamând cu report. Unde? La lights, la intrare. Voi unde erați în momentul ăsta? Unde erați în momentul ăsta? La admin. Erai la admin? Mama? Tu nu erai acolo la Vitale? Sau ai plecat? Eu eram la Vitals, păi și l-ai văzut pe Răzvan. Răzvane, pe unde ai venit la admin? Pe unde ai venit, a? Era cineva lângă mine, dar am coborât după... Ah, și l-ai văzut, ah, ok. Izabela, tu erai unde? Pe coridor la O2? Păi și ce făceai acolo? De unde ai venit pe coridor la O2? Veneam în sus. La lights. Păi și eu veneam la fel și nu te-am văzut. Eu sunt pe hol la laboratorii. Guys, a zis să dăm skip, dar... Ok, pe Izabela, că eu am venit în sus la laborator și nu am văzut-o. Eu voi da skip. Eu zic să dați tot skip. Toată lumea să dea skip, că n-avem destul de dovezi. Păi dacă acum eram acolo... Păi care acum? Că eu efectiv am mers și am dat, am spamat ăsta. Nici nu aveai cum să mă vezi. Eu zic să votez și să... Is lights down. Ok, cineva a votat-o pe Izabela, bro. Asta poate înseamnă că nu e impostoare și cineva vrea să o dea afară. Într-adevăr, aș fi putut să nu o văd. Dar eu acum, fraților, îmi fac rapid task-ul. Că mai am un task... Au, mai am două task-uri de făcut. Să mergem ceva să facă lights-urile. Eu îmi fac task-ul ăsta. Și după îmi termin task-urile și aia a fost. Bun. Speranța mea este să nu vină cineva din specimen. Dacă a venit cineva din specimen, sunt mort. Dacă a venit cineva din specimen, sunt mort. Mi-am făcut toate task-urile, bro. Let's go, fraților. Toate task-urile făcute. Dacă mă omoare cineva din specimen, sunt destul de mort. Nu, era Izabela, bro. Desigur, man. Bro, desigur. Nu înțeleg de ce n-am făcut chestia asta. Wow, era Izabela. Doamne, dar de câte ori pică Izabela? Bă, voi vă dați seama? Stai să... Ce să-i fac? Currently haunting Izabela. Păi ce să-i fac? Stai că o terorizez. Oh my god, omoară și pe asta. Bro, dar bă, ăștia nu fac nimica. Uite-l pe Răzvan. Doamne, ăștia nu fac nimica. Oh my god, fraților, că noroc are Izabela, că ăștia nu fac absolut nimica. Doamne, iartă-mă. Bă, cât noroc să aibă, frate. Uite și Răzvan ce face, Răzvan trolează. Haide, mă, să o prindă cineva. Cine să o prindă, bro, că Răzvan trolează? Tata stă pe security degeaba. Cine să o prindă, bro, ești nebun? Na, fix lights. Și acum omoară pe Lorena. Ok, Lorena e panicată. A, zice să facă task, ok, îl omoară pe tata. Bun, ok, Lorena, habar n-am ce face. Uitați-vă, frate, ce face Lorena. Se ascunde acolo. Bro, Lorena. Răzvane, du-te în stânga, du-te. Acolo, hai, Răzvane, hai. Hai, Răzvane, hai. Hai, killed 15 seconds ago. Hai. Hai, dă-o afară pe Izabela. Hai, Răzvane, hai. Dă-o afară pe Izabela. Răzvane, hai. Hai că poți. Ok, hai, Răzvane. Hai, fraților. Deci avem încredere, Răzvan. Deci ce, mă? Deci ce? E Lorena. Doamne, iartă-mă. Hai, mă, Răzvane. Izabela. Răzvan mi-a dat mie scut. Izabela, erai la lights. Ue. Haide. Haide, Răzvane, hai. Am făcut lights, haide, Răzvane. Haide, Răzvane.
Și era Achilu puțin mai sus de tine. Haide, let's go, let's go, haideți fraților, haideți scot afară. Unde? Și Achilu a fost acum 15 secunde. Haide, Răzvan, let's go, deci tu ești. Let's go! Let's go, hai Lorena, auto! Iar ești Jester. Păi de ce ar fi Jester dacă te dă pe tine afară? Hai să vedem. Lorena votează. Hai să vedem. Hai să vedem, băi și fete. Hai să vedem ce votează Lorena. Bă, sper că Lorena a înțeles, fraților. Că ea e mai mică, sper să nu voteze cumva Izabela. Lorena, votează Izabela. Poftim. Fraților, ce a fost asta? Nice! Lorena, concentrează-te! Bă, ce face Lorena? Lorena, nu sunt eu! Lorena se concentreze, Izabela! Bă, fraților, Lorena trolează? Nu sunt eu, e Răzvan! Trolează, concentrează-te puțin! Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, am văzut așa ceva, băi și fete, ăsta trebuie să ajungă în cartea recordurilor. Meciul ăsta trebuie să ajungă în cartea recordurilor, deci n-am văzut așa. Doamne, e Izabela 20 IQ versus oameni de 10 IQ. Doamne, iartă-mă, de-am mai văzut așa ceva, Iisus Hristos, mi-a făcut cruce, bă, bune, deci n-am mai văzut în viața mea cel mai bun impostor, cea mai proastă impostoare, bă, și te n-a niciun sens cum joacă, deci n-are absolut niciun sens, are norocul, vai de capul ei. Bun, hai să dăm, Lorena, intră, Lorena, te rog să intri, că dacă nu o să mă omori pe mine și pe Marius, da, exact, normal că câștigi. Haide să intre și Lorena. Doamne, așa ceva. Deci n-are absolut niciun sens. Păi dacă voi faceți pe interesanții, tași mă din gură. Bun, băie și fete, haide să vedem care e treaba. Hai să vedem cum stă treaba la următorul match. Let's go, suntem crewmates din nou, fraților. Bă, niciodată nu pic impostor, bro. Niciodată nu pic impostor. Hai să vedem care e treaba. Niciodată nu pic impostor, dar sunt cel mai bun detectiv, fraților. Ați văzut că în general ăștia încearcă să mă moare pe mine primul. Acum că nu reușesc, e altă treabă, încearcă să mă moare pe mine primul, pentru că sunt cel mai bun impostor. Ăsta, detectiv. Bun, hai să facem wiring-ul. Trebuie să ajungem prima dată la vitale. No! Este 28, hai să vedem. Hopa. Nimeni n-a murit, hopa, ok. Nimeni nu este mort momentan. Magdalena aici, toată lumea este aici. Ok. Nimeni nu este mort, adă moment. Bun, toată lumea este aici, fraților. Deci și pe Răzvan. Toată lumea este aici. N-avem nicio problemă. Ok. Bun, hai să ne care treaba. De contamination. Hai de bă să se facă un kill, dar nu pe mine, dacă se poate. Adică eu să fiu, o să fiu eu primul kill. Ok, să vedem care-i treaba. Bă, de ce nu se face un kill, man? Dar nu pe mine, vă rog. Se facă un kill odată. Izabela moartă, ok. Asta e în labs undeva. Fiți atenți, ascultați aici la mine. Asta e în labs. Cine face kill-uri, face kill-uri în labs, credeți-mă. Unde a fost găsită Izabela, Răzvan? Ce rău îmi pare că a murit. Hai să vedem. Unde a fost găsită? Spune, Răzvane. La laborator. Bă, v-am zis, băi, și fete, că e în labs 100%. Ceilalți unde erați? Wow, numai e impostor, Izabela nu e moartă acum. Și pe lângă mine a trecut în jos. Cine? Cine a trecut în jos?
Magdalena! Eu sunt la Vitals. De cât timp ești la Vitals, bunica? Dar nu sunt eu. Și el era mult sus după uși. De 10 secunde, cred. Și pe unde ai venit la Vitals? Și de când e Kilo? De foarte recent. De la camere. Păi și pe unde ai intrat la Vitals? Prin mijloc, gen. Nu știu ce să zic. Tata, tu unde erai? Am trecut pe lângă storage. Eu sunt deja aproape de admin. Am auzit ceva. Magdalena, tu ești jos în camera aia, gen, deschide din specimen. Gen. Acum ajung acolo, da. Ok, e Magdalena. Uitați-o pe afară, bro. E Magdalena, fraților. Eram pe Vitalia cu deja. Magdalena, auto! Auto, 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 auto! Hai să vedem, fraților. Sau poate era altcineva și Magdalena era un jester și ne-a jucat pe degete. Hai să vedem. Oh, shit! Magdalena nu era. Holy shit. Atunci rămâne, băi și fete, mama rămâne foarte suspectă. Mama rămâne foarte suspectă. Bă, dar stați, erau camerele pornite? Băi, eu cred că e mama, fie vorba între noi. Cred că e mama, fie vorba între noi, pentru că ea nu a trecut pe acolo, fraților. Ea nu a trecut deloc pe acolo. Ok. Hopa, de ce s-a întâmplat asta? Vine ceva, cumva mă urmărește cineva? Hai să plecăm de aici. No! Răzvan. Ia să s-a făcut un kill? Bun. Fraților, cred că e mama. Fie vorba între noi. Eu cred că e mama, fie vorba între noi. Hopa. Păi să ne facem task-urile. Trebuie să-mi fac task-ul. Să downloadez data. Ok. Ia stai. Haide, tata! Shit, man. Mama nu o să o facă. Tata, ce face? Ce stă pe Vitale? Uite, uite, nu o să o facă. Nu o să o facă! Tata! Ce face tata? Hai, Răzvane! Oh my god. Ok, votați-o pe mama odată. Dați-o afară, holy shit. Votați-o afară. Mama e 100%, dați-o afară. De ce? Pentru că ea era acolo în dreapta și nu făcea ăla. Nu făcea reactorul și acum Lorena era moartă la reactor. Eu am fost, da, tu ai fost. Și nu era nimeni. Nu, băi, tata, nu era mama lângă tine și s-a dus să facă reactorul. Votați-o afară, plus că în prima rundă nici măcar n-a venit acolo, că eu eram acolo. Votați-o, auto. Eram la reactor pentru tine și nimeni n-a fost în stânga. Da, eram pe Vitale. Eu, da, tata, știu că tu erai pe Vitale. Dați auto, ba nu te-ai dus în stânga pentru că eu am venit din dreapta în stânga. Și nu te-am văzut. Eu am fost în stânga și după m-am dus în dreapta, din stânga dreapta am venit. Nu am zis că am fost în stânga. Păi și unde erai? Că nu erai acolo când am venit eu. Unde erai? Unde te-ai dus? Hai, maca, că deja ai fost votată. Maca, toată ziua. Hai. Lasă, și am zis că am fost la reactor o grămadă și n-a fost nimeni în stânga să-l facă. Hai pe bune, și am plecat. Hai pe bune. Și unde te-ai dus? Hai pe bune. Haideți să vedem, băi și fete. Haideți să vedem. Let's go. Haideți să vedem. Hai pe bune. Hai pe bune. Out! Jos! Marius Iancu, detectivul anului, fraților. V-am mai explicat de atâta ori că mă pricep destul de bine la lucrurile astea. A fost destul de simplu. Lasă-mă să data viitoare ești primul. Păi nici prima dată atunci nu ai fost la Vitale, că eu am trecut pe acolo. Mincenică. Hai să-i treci și tata, fraților. Asta va fi ultimul meci pe Polus, fraților, și după dăm un meci pe ăla cu ciuperci, și după asta a fost.
Mama, ca de obicei, cel mai prost impostor a fost foarte simplu să o punem la respect. Bun, fraților, haideți să vedem care este treaba. Suntem crumeți, ok, sper că m-ați auzit bine. Am făcut o chestie la microfon și sper că nu s-a întrerupt sau ceva de genul. Haideți să vedem, băieți și fete, care este treaba. Acesta va fi ultimul meci pe Polus și după vom da un meci pe harta aia cu ciupercile. Haideți să vedem care-i treaba. Bă, voi vă dați seama că eu n-am picat deloc impostor. Bro, cum să nu pic, bă, frate, deloc impostor? Bă, deloc n-am picat impostor și totuși am picat jester de mai multe ori și am reușit să câștig. Hai să vedem care-i treaba. Ok, Magdalena și Răzvan aici. Haideți să vedem dacă se face un kill. Ok. Comsurile sunt sabotate. Ok, s-au făcut comsurile. Report. Oh, shit! Oh, shit, oh, shit! E bunica, sunt detectiv. Opa, și văd pași. Hopa! Mama, a treia oară la rând? Băi, mama! Eu vin din dreapta și erau pași roz de la cadavru. Oh, shit. Oh, shit, mama, oh, shit. Oh, shit. Cumva cel mai prost impostor lovește din nou? Ia să vedem. Să vedem dacă cel mai prost impostor lovește din nou. Sunt detectiv. Isabel știe care e rolul de detectiv. Lorena votează. Hai să vedem dacă cel mai prost impostor lovește din nou. Hai să vedem. Dacă cel mai prost impostor trăiește din nou, lovește din nou. Hopa! Ok, fraților. Ok, hai să mai dăm un meci pe Polus, că mi-e milă de mama, că habar n-are să se joace, habar n-are nimica. Hai să vedem. Am zis să vă las și pe voi, da, și să joci ca întotdeauna. Adică la fel de bine. Ok, hai să vedem care-i treaba. Let's go, băi, fete, ăsta a fost, deci uite că mi-apare pe filmare, a fost 2 minute meciul ăsta. Absolut 2 minuțele. Bă, și eu nu pot să pic impostor deloc, bă, frate. Nici măcar medic, nici măcar nimică, nici măcar detectiv, nimică. Bă, eu nu pot să pic impostor, ești nebun. Hai să vedem care-i treaba. Ok. Deci eu nu pot să pic impostor deloc, man. Asta e insane. Hai să vedem. Dăm așa. Răzvan vine după mine. Let's go. Hopa. Ce face mama aici? Cumva a făcut... Nu. Ok, stau aici în fața camerei. Stau în fața camerei în caz de orice. Nu, ce face? Bă, de ce a făcut Magdalena asta? De ce s-a pus peste cameră? Trolează? Ia, hai să vedem care e treaba. Ia uite-o pe Isabela. Tata la camere. Magdalena acolo. Ha. Destul de dubioasă ideea. Bă, ce face, mă? De ce face chestia asta? Ok. Uite-o. Isabela cum a ajuns acolo, bro? Isabela cum a ajuns acolo? Foarte suspect. Uite-o pe Magdalena. Lorena e acolo și Isabela s-a dus în lab. Isabela s-a dus în lab. Hai să vedem care-i treaba. Să vedem unde se face kill. Isabela s-a dus în lab. În lab s-a făcut kill. Nu s-a făcut niciunde momentan kill. Și sperăm să nu se facă în continuare. Ok, o să vină cineva. Nu... Unde este acest kill? E bunica, lângă mine, la camere. Nu știu. Uai, mama, să fii tu iar? Și eu eram acolo. De ce eu?
Da, chiar Isabela, de ce am ieșit de la cameră și văd butonul. Nu te-am văzut acolo, bunicu. Nu știu cine e. Sunt la specimen. Ok, am votat. Pe cine ai votat? Magdalena. Pe bunicu, ok, fiți atenți. A votat impostorul. Nu, nu, bunicu era la cameră întotdeauna. Magdalena probabil e jester și de-aia face așa. Votați-o pe bunica, ea e 100%. Isabela e la specimen, băi, și vede că noi am văzut-o pe cameră cum s-a dus în lab. Și într-un fel are sens, are sens să fie ajuns la specimen. Poate ești tu. Nu sunt eu, pentru că eu am fost prea acuz fără motiv. Tocmai ce ți-am dat motivul, ți-a dat și bunicu. Votați bunica, eu cred că e bunica. Și eu cred la fel. Și eu cred la fel că e bunica. Haideți să vedem, băi și fete. Este ea sau nu? Haideți să vedem. Let's go. Wow, Marius Iancu a avut dreptate și Magdalena Jester? Ia să vedem. Let's go, bă! 4000 IQ, bă! Bă, să frate, sunt la nivel. Efectiv, sunt la nivel. Am prins-o instant pe Magdalena că blafează. Easy, stați că scohecu. Și mama pică de fiecare dată și e dat afară după primul kill. Și de data afară după primul kill, băi și fete. Hai să dăm unul pe The Airship și unul pe ăsta. Deci totdeauna mama e dat afară după primul kill ca Barna să joace. Și Magdalena blafează, nu te-am văzut acolo. Păcat Magdalena, că am toată harta l-a văzut acolo. Ne pare rău ce să zicem. Hai să vedem, băi și fete. Poate acum pic eu impostor. Mamă, bă, și harta asta îmi place maxim. Bă, pe harta asta dacă ești impostor e bine rău de tot, ești nebun. Dacă ești impostor, pe harta asta e bine rău de tot. Engine room. Holy shit, suntem toți aici. Ce doamne iartă mă facem pe harta asta, fraților. Asta e o hartă ciudată rău. Hai să vedem care-i treaba. E o hartă ciudățică, aș spune. No. Ok, ce facem aici, bro? Trebuie să mergem acolo, ok. Ok, deci, ok, Izabela trebuie să se ducă acolo, mă duc aici. Hai să se schimbe codul 50053. Hai să vedem. Dead body reported. Unde a fost găsit acel corp, bunica? Ne poți spune? În records. În records, records. A, tata și tu erai acolo? Ghiciți cine e? Cine e? Hai să vedem. Ghici. Nu știu. Cioc, cioc. Ok, cred că e Magdalena, băi și fete, fie vorba între noi. Dacă Isabela era acolo... Cineva care a mai fost de 4 ori la rând. Păi da, stai. Bunicu, tu ai văzut-o? Bunicu, poți să garantezi că bunica nu e? A? Poți să garantezi că bunica nu e? Adică cum a fost? Cam unde i-a zis că ați văzut kill-ul la records? Cum a fost mai exact? Cam unde i-a zis că ați văzut kill-ul la records? Cine a fost acolo? Cine a venit primul? Cine cum? Sau care? Eu, când am venit, era acolo bunica. Aaa, e self atunci. Ba nu. Dar nici nu pot să spun că e self. Păi de ce nu pot să spun că e self? A? Era deja bunicul și nu dădea report. Oh! Ok, păi atunci hai să votăm pe bunica și după pe bunicu, e simplu. Deci cineva se contradice, votați-o pe bunica și după pe bunicu. Și câștigăm 100%. Hai să vedem. Hai să vedem bunica, ia să... Păi și de dacă ea e doar, sper să nu fie ea. Sper să nu fie ea, că se face de râs, bă, fraților. Sper să nu fie ea. Nu vine să cred. A fost The Jester! Wow, 3000 IQ! Jesus Christ! Holy shit! Holy shit, womp womp, chiar a fost tare, era bunicu, era bunicu. Te-a făcut Marius, dacă poate nu te-a făcut, tu ai făcut 4000 IQ. Hai să vedem, start. Dăm start, băi și fete, bă, se pare că bunica mai are încume și mai ajunge la capitolul de ce mai bun jester din România. Da, mai încă un win, așa și e bine. Hai să vedem, bă, fă-ți, eu nu pic impostor deloc, bă, voi vă dați seama că eu nu am picat impostor deloc. După asta mai dăm un de la pe ăla cu ciuperci. Bă, cum să nu pic, bă, impostor deloc? N-am picat impostor absolut deloc. Doamne, Isabela, ce face? Ăla nu e un task, bro, să mă moare. Ăla nu e un task, man.
ce e asta? Showers, main hall, electrical, records, gap room, medical, security, armory, showers, kitchen, security. Cineva a murit și nu-mi dai eu seama, electrical, security. Bă, cineva a murit și nu-mi dau eu seama, frate. Unde-i cineva, bro? De ce este numai 6? Trebuie să fim 7, unde-i cineva? Armory 2. Ok. Unde ai găsit bunica? Self, unde ai găsit? La armory jos, ok, yeah. Pentru că la armory erau doar 2 oameni. Dați-o afară. Mai eram pe admin, erau doar 2 oameni. Păi acum am ajuns, n-ai ajuns, acum era acolo de mult. Hai să vedem. Lui Răzvan i-a dat asta, bă, băi și fete. Ok, se pare că bunica dă rage quit, băi și fete. Haide să vedem care treaba ar fi să fie iar jester. Ok, hai să vedem care-i treaba. Let's go. După asta nu mai trollăm, băi și fete. După runda asta, hai să vedem. Oh my god, a fost din nou jester. Ok, Lorena era impostorul. Holy shit. Holy shit. Bunica m-a egalat, băi și fete. Noi suntem acum la... Eu doar ce am ajuns, ți-am zis. Bă, nu știu, dar mi-ai făcut match-ul. Mersi, Marius. Da. Nu tocmai ce ai ajuns, pentru că eram pe admin. Da, nu pot să minți așa. Cine mai trebuie să intre? Izabela mai trebuie să intre, da? Și să dăm, băi și fete, pe The Fungal. Să vedem care este treaba. Veneam de la Vitals, că am văzut acolo că a murit și l-am găsit acolo. Da, sigur, asta s-a întâmplat. Bă, băi și fete, corect ar fi acum să fiu eu sau bunica jester sau impostor, ca să vedem, bă, cine e ce mai șmecher, da? Să vedem că între noi se dă bătălia finală, că am câștigat de două ori, între noi se dă bătălia finală, cum ar veni. Hai să vedem. Ar fi bine, da, hai să vedem dacă e așa. Deci, acum eu o să fiu impostor și să câștig, aș fi numărul 1. Hai să vedem. Oh my god, eu sunt jester. Jesus Christ. Fraților, dacă câștig meciul ăsta, am câștigat și $100. Dacă câștig ăsta, sunt jester. Mă trebuie să am foarte mare grijă să nu mă omoare cineva. Dacă câștig meciul ăsta, am câștigat banii, bro. Am câștigat și $100. Trebuie să fiu foarte, foarte calculat. Extrem de calculat, aș putea spune. Trebuie să fiu extrem, extrem... Oh, opa, ce face Lorena acolo? Trebuie să fiu extrem, extrem de calculat. Ok, oh my god, ăia sunt afecat toți, Jesus. Ok. 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 Pe aici s-a dus Izabela, unde... Oh, uite pe Lorena. Uite-o pe Magdalena, uite-l pe Răzvan. Ok, hai să vedem care-i treaba. Uite-l pe Răzvan. E complicat, fraților. Oh my god. E foarte complicat. Eu... Nu, Izabela. Oh, nu. Oh, nu. Izabela, a fi făcut un kill aici. Băi, e și ciudat să stai aici, bă, fraților, că știa că te omoară cineva, nu... Bă, fraților, e șansa mea să câștig, ești nebun. Șansa mea, singura șansă. Nu, uite-l pe Răzvan. Ok, Răzvan face task-uri, e safe. Răzvan e safe ca lacrima. Dar n-avem niște vitale pe undeva pe aici, să putem să ne uităm, ia. Răzvan e safe ca lacrima, cred. Bă, e complicat rău de tot. Uite-o pe bunica, să vedem. No, ma... No... Oh, just...
Jester nu poate, oh my god, era bunica din nou. Jester nu poate să facă un emergency meeting. Hai să vedem, bă, frate, o să fie dată bunica afară. Oh my god, dar nu vedeți, bă, frate, cine a mai rămas. Mamă, 100% o să câștige, bro. 100% o să câștige. E bunica, bun, hai că Izabela o dă tare. Hai că Izabela o dă bine, hai că Izabela o dă bine. Avem un impostor. Că doar ea omoară pe ăștia doi primi. Oh my god, hai să vedem, fraților. Cu 25 IQ, da, sigur. Hai să vedem, bunica a fost dată afară. Ziceți unde a fost fiecare. Dați afară pe bunica, hai. Hai să vedem. Hai să vedem. Lorena a votat. De la omoră pe Mare și pe Izabela prima. Eu, de exemplu, eram în emergency room, pe la Upper Engine. Votați, mergem pe eliminare. Am o votație pe bunica afară. Hai să vedem. Lorena nu e în stare să voteze, deci noi e ea și noi te eliminăm pe tine. Păi stai, mă, cum adică îl eliminați pe Izabela? E suspectă. Bă, Izabela trolează, l-a votat pe Răzvan? Zici că-s eu fără motiv. Haide, mă, da, Răzvane! Nu e că m-a omorat pe mine. Votează-mă pe bunica, deci vot bunica. Nu pot să cred! Deci nu pot să cred. Izabela are 0 IQ. Oh my god, fraților. 0 creier, Izabela. 0 creier, Izabela. Fraților, deci sper să nu câștige bunica. Oh my god, 0 creier. 0 creier, 100% Izabela. Deci nu vine să cred, ești nebun. Zero creier. Ok, ăștia trei stau împreună. A trebuit să câștige. Haide, mă, omoară și dați o dată vote. O să-l omoare. Îi dau scut. Haideți, mă. Oh my god, băi, fete, Izabela zero creier. A sabotat comsurile. Izabela e aici. Lorena e aici. Bunica e aici. Tata e aici. Nu știu, bă, fraților, ce să spun. Nu știu ce să spun. Bunica n-a făcut Răzvan. Cu Izabela asta acolo. Bun, hai să vedem. Haide, mă, să vedem. Votați odată. Dați afară, bro! Uite că a venit și Lorena. Bă, trebuie să se facă task-urile, bă, băi și fete. Dacă se fac task-urile, bunica o să piardă. Ok. Ok. Wow. Răzvan a văzut aia? Răzvan, ai văzut-o? Răzvan, du-te, ce faci ăsta, bă? Așa, nice. Și i-am zis, ești vai de capul tău. Ești vai de capul tău. Tu nu ai votat-o. De ce nu ai votat-o? El e singurul care a votat-o. N-ai votat-o. Doar el a votat-o. Hai să vedem, băi și fete, dacă Răzvan o să mă răzbune, credeți-mă. Oricum nu ieșea. Ba da. Că dacă nu dădeai... Da. Dacă nu era Răzvan, puteți vota el e. În fața mea a făcut kill-ul. Aoleu, a picat de prea multe ori. Hai să vedem, fraților, cine... Deci, dacă meciul ăsta se pierde doar din cauza lui Izabela. Se pierde doar din cauza lui Izabela. Hai să vedem ce votează Lorena. Lorena o să troleze ca întotdeauna. Hai să vedem. Haideți să vedem, băi și fete. Bun, ok, a fost dată afară. Se pare că bunica, băieți și fete, ca de obicei, nu prea le are cu impostoreala.
Fraților, aici s-a terminat episodul de Among Us. Scrieți la comentarii cine credeți că a jucat mai bine între mine și bunica. Cine credeți că a câștigat și ar trebui să primească cei $100. Eu zic că eu ați văzut că am făcut și niște... Numai ca și detectiv am jucat la alt nivel. Păi te-am omorât la final. Păi ce credeți că ai pierdut? Puteai să mă omori. A câștigat 3-2. Nu așa funcționează. Trebuie să câștigi meciul. Nu așa funcționează. Trebuie să câștigi meciul. Deci scrieți la comentarii, fraților, care vi se pare că a jucat mai bine și cine merită cei $100.